capitolul 4. Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui și a zis, iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu undiți de pescari. Veți ieși prin spărturi fiecare drept înainte și veți fi lepădate în harmon, zice Domnul. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult, aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și zeciuielile la fiecare trei zile. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat, trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie căci așa vă place copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Și eu, de partea mea, v-am trimis foametea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă trei luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate într-un ogor a ploat și altul în care n-a ploat s-a uscat. Două, trei cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu va ați întors la mine, zice Domnul. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu va ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt. V-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii. Am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voastre. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. Și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Căci iată că el a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele lui capitolul 5. Ascultați cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care îl fac pentru voi, casa lui Israel. A căzut și nu se va mai scula fecioara lui Israel. Stă trântită la pământ și nimeni nu o ridică. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămânea decât cu o sută și cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămânea decât cu zece din casa lui Israel. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Gilgal și nu treceți la Berșeba, er căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Căutați pe Domnul și veți trăi. Temeți-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, și focul acesta somistie, fără să fie cineva la betel ca să-l stingă. Voi care prefaceți dreptul în pelin și călcați dreptatea în picioare. El a făcut cloșca cu pui și orionul. El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră. El cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Domnul este numele lui. El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetățui. Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă. De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare și luați daruri de greu de la el, măcar că ați zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui. Măcar că ați sădit vii foarte bune, nu veți bea din vinul lor căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr. Asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri rele. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul Oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Urăți răul și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății, și poate că Domnul Dumnezeul Oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul Oștirilor, cel Atotputernic. În toate piețele se vor boci și pe toate ulițele vor zice, vai, vai! Vor chema pe plugar la jale și la bocire pe cei ce fac gelanii pentru morți. În toate viile va fi bocet când voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își reazi mâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul alăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Mi-ați adus voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor patruzeci de ani din pustie casa lui Israel? Veți ridica dar pe Sacut, împăratul vostru, și pe Caivan, chipurile voastre idolești, steaua Dumnezeului vostru pe care vi l-ați făcut, și vă voi duce în robie dincolo de Damasc, zice Domnul, al cărui nume este Dumnezeul oștirilor. Capitolul 6. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai mari aceștia ai celui din tâi dintre neamuri la care aleargă casa lui Israel. Treceți la calne și vedeți, duceți-vă de acolo până la hamatul cel mare și pogorâți-vă în gat la filisteni. Sunt oare cetățile acestea mai înfloritoare decât cele două împărății ale voastre și este ținutul lor mai întins decât al vostru? Credeți că ziua nenorocirii este departe și faceți să se apropie domnia sâlniciei? Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor. Mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul alăutei, se cred iscusiți ca David în instrumentele de muzică. Biau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun unt de lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. De aceea vor merge în robie, în fruntea prinșilor de război și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătați. Domnul Dumnezeu a jurat pe sine însuși și Domnul Dumnezeul oștirilor a zis, mi-e scârbă de mândria lui Iacov și urăsc palatele. De aceea, voi da în mâna vrăjmașului cetatea cu tot ce este în ea. Și dacă vor mai rămâne zece oameni într-o casă, vor muri. Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă și va întreba pe cel din fundul casei: Mai este cineva cu tine? Acela va răspunde: Nimeni. Iar celălalt va zice: tăcere, căci nu trebuie să pomenim acum numele Domnului. Căci iată că Domnul poruncește să se dărâme casa cea mare și să se facă bucăți casa cea mică. Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boi de a-ți prefăcut judecata în o travă și roada dreptății în pelin? Vă bucurați de lucruri de nimic și ziceți, Oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere? De aceea, iată, voi ridica împotriva voastră casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, un neam care vă va asupri de la intrarea hamatului până la pârâul pustiei. Amin.